Bună ziua, Sucea, bună ziua, Suceven. Ne reauzim astăzi la pupitru emisiunii Omul de lângă tine, studio Radioas. Într-o zi de joi, 7 martie 2024 și cum se spune că în luna martie avem babele de primăvară. Vedeți că a fost la început, pe 1 martie a fost cald, a fost frumos, ne gândeam că nu mai vine iarna. Astăzi la Suceava deja a început să fluguiască, dar este bine. Să ne bucurăm de o zi frumoasă, mai ales că mâine este ziua femeilor, ziua mamelor noastre, a bunicilor noastre, a soțiilor noastre, a iubitelor noastre, a colegilor noastre, cărora să le spunem la mulți ani și să le mulțumim pentru ceea ce fac pentru noi bărbați. Astăzi n-am vrut să deranjăm o doamnă, pentru că doamnele trebuie să fie acasă, să facă frumoasă pentru mâine, pentru ziua lor, dar am vrut să aducem în emisiunea noastră un domn care în decursul timpului și-a făcut simțită prezența pe foarte multe paliere. De altfel, la începutul emisiunii nu știam ce apelativ să folosesc la adresa domniei sale. Eu știu de director și așa știam domnul director. Este nimeni altul decât domnul Traian Andronache, fost director al Spitalului Municipiului Rădăuți, avocatul Traian Andronache, căruia îi spunem bine ați venit la noi emisiune, domnule avocat. Bună ziua, bine l-am găsit, mulțumesc pentru invitație, profit și eu de această ocazie să transmit într-un număr cât mai mare mesajul de la mulți ani pentru mâine, 8 martie, când este ziua consacrată a femeilor. În realitate, ziua de 8 martie pentru noi bărbați este în fiecare zi, pentru că în fiecare zi trebuie să mulțumim doamnelor, domnișoarelor care sunt lângă noi, pentru că așa cum știm cu toții, ele sunt cele care ne fac viața mai frumoasă și ele sunt cele care, în realitate, sunt supuse celor mai mari greutăți. Categoric. Și trebuie să avem curajul să realizăm lucrul acesta, să le mulțumim. Ele ne dau viață și ele ne dau satisfacții. Vă rog să accesați să folosesc apelativul director, pentru că așa vă știu. Așa vă știu în memoria mea. Domnule director, a fost director la Spitalul Municipiului Rădăuți, un spital greu, un spital care practic lua presiune de pe Spitalul Suceava, pentru că Spitalul Suceava este nevoie să fie depresurizat, cum se spune. Iar acum omul Traian Andronache este desemnat candidat oficial al Partidului Social Democrat pentru primăria Rădăuți. Cum împăcați viața aceasta profesională, gândindu-mă la profesia de avocat, viața care de manager, da? Cum a trecut în latura politică? Sau a simțit politicul dintotdeauna? Să o luăm în ordinea celor pe care l-ați enumerat, domnule general, pentru că, într-adevăr, în calitate de manager al Spitalului Rădăuți, am avut împreună... Ne-am cunoscut atunci și am lucrat împreună, da. Amintiri frumoase și ca să completez ceea ce ați spus dumneavoastră, într-adevăr, luam presiunea de pe umerii Spitalului Județean Suceava și cu această ocazie salut colegii de la Spitalul Județean Suceava cu care am avut o colaborare extraordinară și cărora le mulțumesc pe această cale. Însă, ca să folosim în continuare termenul de cunoscut, așa cum a spus dumneavoastră, prin prisma funcție pe care am deținut-o, Spitalul Municipal Rădăuți a fost singurul spital din județul Suceava, unicul spital din județul Suceava, care a refuzat să cedeze în fața pandemiei COVID și așa cum știm cu toții și readucem la minte acest lucru, singurul spital care nu și-a închis porțile și care cu colegii care lucrează în continuare la acel spital a reușit să țină și să facă față întregii presiuni generate de faptul că toate celelalte spitale din județul Suceava, rând pe rând, au cedat în fața acestei pandemii. Și da, sunt niște amintiri frumoase, pentru că este o bătălie pe care putem spune cu toții și din nou folosesc apelativul de domnule general, este o bătălie cu care ne mândrim. La o bătălie câștigată. Pentru că Rădăuțul nu a vrut să cedeze în fața pandemiei și acest lucru s-a întâmplat datorită personalului dedicat pe care îl are unitatea medicală și în momentul de față, personal
căruia nu am cuvinte să-i mulțumesc nici în momentul de față, dar mâine, pentru că mâine e 8 martie, în devoalând de pe acum, voi trece să îmi felicit colegele, așa cum o făceam și de obicei când ocupam încă funcția de conducător al acestei instituții. Am văzut pe chipul dumneavoastră, am văzut un sentiment de bucurie când vorbeați de faptul că vă întoarceți înapoi mâine la spital să vă felicitați colegele. Este un gest, eu zic, de normalitate. Dar dincolo de treaba asta, zâmbetul dumneavoastră cred că trăda sentiment de satisfacție care l-ați avut acolo. Exact. Foarte bine ați spus. Satisfacția lucrului bine făcut. Și, fără falsă modestie, trebuie să readucem aminte ascultătorilor noștri și celor care ne urmăresc în mediul online că în anul 2016, Spitalul Municipal Rădăuți era o instituție medicală care de 7 ani de zile, adică 7 ani anterior, date de 2016, funcționa în baza unei autorizații sanitare provizorii, adică emise cu rezerve, care de la an la an spitalului i se solicita din partea Direcției de Sănătate Publică să-și pună la punct spațiile destinate pacienților și spitalul numai nu reușea. Mai exact, aproximativ 80% din secțiile și compartimentele care funcționau în cadrul Spitalului Municipal Rădăuți nu îndeplineau normele minimale igienico-sanitare pentru funcționare. Am preluat cu presiunea aceasta spitalul și mă gândesc că foarte mulți rădăuțeni își aduc aminte condițiile și felul în care arăta spitalul în anul 2016, ori punând în oglindă ceea ce era în anul 2016. Un spital care funcționa cu o autorizație prelungită pentru că nu îndeplinea normele elementare și cu grad de autorizare cu încredere redusă, mai exact treapta a 5-a de acreditare, și să iei spitalul ăla din 2016 și să-l comparăm cu cel care este în momentul zilelor noastre. Păcat că a rămas la fel cum era și în anul 2021. Mă gândesc că se vede diferența și de aici vine zâmbetul sau satisfacția pe care ați observat-o pe chipul meu. Este evident că dacă lucrurile mergeau bine în continuare și nu eram demis pentru management defectuos, pentru îndrăzneala pe care am avut-o să construim în timpul pandemiei pentru a nu pierde finanțarea pe care am obținut-o de la Compania Națională de Investiții, pentru dezastru managementului, în ghilimele, evident, pe care am fost acuzat pentru că am preluat un spital, așa cum am spus, aproape neautorizat și l-am lăsat cu un grad de încredere treapta a doua, adică pe picioare de egalitate cu Spitalul Județean Suceava, că am obținut cel mai mare fond european posibil acordat pentru un spital public din România la nivelul anului 2020, pentru că s-au deschis secții și compartimente noi, pentru că în incinta spitalului s-a adus computer tomograf. Pentru toate acestea, este evident, s-a constatat că managementul subsemnatului a fost un management defectuos. În realitate, singurul lucru pe care nu l-am făcut în calitate de manager, nu am reușit să mă aliniez gândirii primarului nou venit în 2020 și prin prisma faptului că nu am reușit să mă aliniez așa cum s-au aliniat alți conducători de instituții numiți de către domnia sa, acesta a fost motivul pentru care au fost schimbat. Și ca să punctez și acest aspect cu această aliniere, readucem la cunoștința rădăuțenilor că serviciile comunale au în momentul de față, odată cu schimbarea conducerii primăriei Rădăuță, au un personaj care s-a aliniat întru totul la gândirea primarului și prin prisma acestei alinieri, dacă vă mai aduceți aminte, Rădăuțul a rămas o iarnă
frig și servicii comunale care din 2021 și până în prezent nu mai fac față la titlul de campioană la amenzi. Mediu, Direcția Sanitară Veterinară, plângeri penale pentru că nu respectă normele și ultima cireașă de pe tot, amendă din partea serviciului rutier, că nu au făcut minimul de efort pentru dezăpezire sau pentru aducerea trotuarelor în stare de funcționare, deși au fost anunțați. Și asta a fost doar acum câteva. Vreau despre starea în care a funcționat spitalul în 2009-2016. Mă gândeam efectiv la România, cum a fost supravegheată cu IMCB-ul ăla, care în document de negociere trebuia să fim 3 ani de zile sub monitorizare, ori a fost mult și bine, a fost efectiv și chiar vedeam astăzi pe premierul Austriei vorbind despre solidaritatea Uniunii Europene și era un comentator la un post televiziune acum care spunea cât de demagogie există în cuvintele acestuia vis-a-vis de solidaritate. Este evident, politicienii sunt politicieni, dar așa cum știți cu toții, și mă refer aici la cei care ne ascultă, nu pentru toți sunt făcute funcțiile de conducere. Este evident, revenind la municipiul Rădăuți, pentru că el era subiectul acestei discuții, este evident că în momentul de față municipiul Rădăuți este rămas în urmă și nu că este rămas în urma altor municipii, dar a rămas în urma satelor care înconjoară municipiul Rădăuți. Mai exact, din Perla, Bucovina, din orașul care timp de 3 ani la rând a obținut premiul întâi pentru cel mai frumos municipiu la nivel național, deci după ce tu ești obții titlul de cel mai frumos municipiu și ne aducem aminte de orașul Florilor și îl pomenim aici pe domnul Mihai Frunză pentru că acest lucru s-a întâmplat în mandatul domniei sale, să ajungi în momentul de față în situația în care se află municipiul Rădăuți, adică un municipiu care are un potențial extraordinar, un municipiu în care locuitorii acestui oraș, prin afacerile pe care le derulează, prin firmele care sunt pe raza teritorială a acestui municipiu, are o cifră de afaceri de peste 1 miliard de euro. Prin aceste companii care sunt în municipiul Rădăuți și prin aceste firme, municipiul Rădăuți pe cap de locuitor are un produs intern brut care se află în top 10 la nivel național și tu ca municipalitate să nu reușești să ții pasul cu acești operatori economici și implicit cu locuitorii din municipiul Rădăuți este un pic jenant, însă ceea ce este și mai jenant, domnule general, este că în calitate de conducător al municipiului, și ne referim în momentul de față la actualul primar, se vorbește despre greaua moștenire. Ori el de fiecare dată se plânge despre această grea moștenire, deși el, înainte de a fi primar, cum este acum de 4 ani de zile aproximativ, a fost viceprimar alți 4 ani de zile și înainte de acești 8 ani de zile a mai fost încă vreo 2 ani și un pic viceprimar cu atribuții de primar. Ori tu să vorbești despre tine, care tu de 12 ani faci parte din conducerea municipiului Rădăuți și timp de 6 ani și 6 luni de zile ai fost conducătorul suprem al acestui oraș, să vorbești de greaua moștenire, e un pic jenant. Dar, în fine, fiecare cu problemele lui. În momentul în care suntem noi, nu putem să ne dorim nimic altceva decât să ne întoarcem la parcursul normal pe care ar trebui să-l aibă acest oraș și pentru a face acest lucru trebuie să discutăm întâi despre revenirea la normalitate. Pentru că, după cum știți,
drumurile din municipiul Rădăuț și ne referim la toate căile de acces sunt așa cum sunt și din punctul meu de vedere nu sunt demne de denumirea de municipiu. Rețeaua stradală, care are 106 km, mai are în continuare aproximativ 45 de km care nu sunt modernizați. Rețeaua de apă nu a ajuns încă pe toate stăduțele și în toate locuințele. Sunt în continuare rețele care nu au fost modernizate de la nivelul anului 1950-1968 și în momentul de față vă spun că am primit mesaje și astăzi că este a treia zi când o zonă întreagă, aproximativ un sfert din municipiul Rădăuț a rămas fără apă și ne referim la zona Bolovățului până pe Alea Primăverii cu tot cu centru. De ce? Deoarece timp de acești 12 ani de zile, în loc să se intervină acolo unde s-a intervenit, orașul este așa cum este. Mai mult decât atât, ca să vedeți că sunt extrem de informat, tu în calitate de primar, acum vorbim, da? În zilele acestea, să renunți cu bună știință la înlocuirea țevilor de canalizare, respectiv de apă pe anumite străzi, ca să poți scoate ochii alegătorilor, că vezi, Doamne, vin alegerile mai repede decât trebuiau să vină, și el acum renunță la niște lucrări care erau prinse în proiect, în proiectul de refacere a rețelei de apă canal derulat de către ACET, renunță la o parte din acest proiect pentru a putea asfalta, pentru că, vezi, Doamne, să nu zică lumea că n-a asfaltat și el un pic. Dar aici suntem deja pe un alt segment și n-aș vrea să monopolizez cu totul această discuție, că vorba aia nu suntem doar la monolog. Domnul director, din ce ați început dumneavoastră să discutați, practic vreau să spun că dumneavoastră a fost cel desemnat de către Partidul Social Democrat ca și candidat pentru primăria Rădăuți. Dacă ar fi să spunem, practic dumneavoastră, în discursul dumneavoastră, efectiv mergeați pe latura de management al primăriei. Dacă ar fi să spunem așa, după datele care le aveți la dispoziție, și sunt convins că aveți suficiente date la dispoziție, mai ales că sunteți din Rădăuți, trăiți în Rădăuți, cunoașteți Rădăuțiu. Acest serviciu, acest compartiment, această organizație de servicii comunale, de mult tot a avut probleme. Când știu la Rădăuți, se vorbea de servicii comunale în mod curent. Ce ar fi dumneavoastră dacă mâine ajungeți primar? Ce ați putea să faceți ca să rezolvați această problemă la serviciile comunale? Pentru că nu sunt puține probleme acolo. Haideți să vă explic. Rădăuțul, în momentul de fapt, are probleme cam pe toate liniile. Da? Deci avem încălzirea orașului, în continuare este cu mari probleme. Domnul primar a avut mare noroc pentru că am avut o iarnă blândă, pentru că în continuare servicii comunale și serviciul de încălzire funcționează cu un singur cazan. Din câte? Centrala de cogenerare este închisă pentru că a uitat să-i facă mentenanța sau, vezi, Doamne, n-au fost bani pentru efectuarea mentenanței la această centrală, dar bani de ceas, de ceas ne trebuia Rădăuți, au fost. Da? Și, repet, deci la centrala de termoficare a orașului avem mari probleme. Sunt două cazane care funcționează cu încălzire prin arzătoare pe gaz. Unul dintre cazane este aproape inoperativ, iar celălalt funcționează în pioneze, că a fost reparat, dar în loc să fie reparat în vara anului 2020, s-au apucat de reparații în iarna, în mijlocul iernii, pentru că conducerea sau cei care trebuiau să se ocupe de, bine, ca să fim realiști, în loc să accepte referatul sau referatele care îi veneau domnului primar din partea celor care lucrau la serviciu de termoficare, domnul primar spunea că lasă că o să mai fie timp, că nu o să crape. Ei, uite că a crăpat cazanul și s-au apucat de reparații exact în mijlocul iernii.
Și asta vorbim de, exact, mi-aduc aminte, exact în preajma Crăciunului, timp de o săptămână prima dată a fost când au rămas rădăuțenii în frig. Revenind la chestiunea cu serviciile comunale, haideți să ne uităm un pic pe cifre. Dacă ne uităm cu atenție pe aceste cifre, că au funcționat bine, că au funcționat prost, că cum se reține. Vedeți, noastră, memoria colectivă e de scurtă durată. Ei, cifrele însă spun cam în felul următor. Cifrele care au fost comunicate de către servicii comunale, către Ministerul Finanțelor Publice, arată că până în anul 2020, inclusiv, această societate a încheiat anul financiar pe profit. Pe profit mic, pentru că așa e statutul societății, dar l-a încheiat pe plus. În anul 2020, noul primar ales, domnul Iohim, așa cum a exprimat la toate posturile de televiziune și în tot ceea ce înseamnă rețele social media, a spus că el trebuie să își instaleze echipa lui, echipă care să fie aliniată la gândirea domniei sale. Și a numit în fruntea serviciilor comunale un profesor de geografie, care este și primește toate laudele din partea primarului, deși Rădăuțul a rămas în frig, curățenia e așa cum o știți, dezăpezirea de asemenea, conform dovezilor despre care am vorbit, dar el este în continuare directorul acestei instituții. Însă n-ar fi asta o problemă. Problema ar fi că de la momentul în care acest personaj a venit în fruntea serviciilor comunale cu o susținere atât de puternică din partea primarului în funcție, societatea a acumulat 10,2 milioane de lei datorii. De pe plus... Dar asta de unde vin datoriile? Nu își achită oamenii facturile? De-abia aștept și eu să văd de unde vin aceste datorii pe care le-a acumulat această societate, pentru că de-a lungul timpului, în calitate de persoană fizică locuitoră al municipiului Rădăuți, cât și în calitate de reprezentant a 33,34% din ceea ce înseamnă reprezentantul acționarului în Consiliul Local Rădăuți, pentru că servicii comunale are ca acționar unic Consiliul Local. În Consiliul Local, PSD-ul are un număr de consilieri. Consilierii PSD au făcut adresă către servicii comunale ca să le comunice ce au făcut cu banii și de ce această societate a acumulat atâtea pierderi. În condiția în care Guvernul României a acordat un sprijin financiar de 7,5 milioane aproximativ către Primăria Rădăuți cu dedicație către servicii comunale. În afară de Guvernul României, care a făcut acest ajutor, Consiliul Județean Suceava, și trebuie să fim corecți, prin președintele Gheorghe Fluțu, au mai acordat încă vreo 5 milioane în cei 3 ani ajutor către servicii comunale și până la concurența sumei de aproximativ 21 de milioane de lei, contribuție din partea Primăriei Municipiului Rădăuți. Ori în momentul în care în societatea aceasta au intrat 21 de milioane de lei, iar această societate, pe lângă cei 21 de milioane, mai acumulează datorii de încă 10 milioane și nu vedem niciun utilaj nou, nu vedem niciun fel de performanță pe care să o facă această societate. Nu s-a schimbat niciun cazan la termoficare, nu s-a înlocuit centrala de cogenerare. Ne întrebăm, deocamdată retorică, dar nu mai este mult până când această întrebare nu rămâne retorică. Unde s-au dus banii și de ce, cu atâta înverșunare, susții un management defectuos și îl pozezi ca și cum ar fi un management performant? Veți vedea că directorul, actualul director al serviciilor comunale, va avea un loc fruntaș pe lista pe care o va înainta PNL-ul, condus de Bogdan Loghin Rădăuț, pe lista de consilieri locali. Bine, și acolo sunt probleme, că ei știu în momentul de față că vor ocupa maxim 4 locuri în viitorul Consiliu Local. Acestea sunt cifrele reale. În momentul de față, la nivel de municipiu Rădăuți
și nu spun mai mult decât ceea ce știu că sunt făcute 4 măsurători în acest sens, cifra maximă pe care o are PNR-ul este de 20%. Și este evident că sunt niște probleme în interiorul acestui partid. Dar subliniez din nou, de ce acest personaj care a ieșit în evidență la modul fabulos, am putea spune, timp de acești 4 ani de zile, pentru incompetență, de ce această incompetență o aduci aproape de tine în momentul de față, îl introduci în Consiliul Local? Simplu, vă răspund. Pentru că domnul Loghin a afirmat că vrea oameni după chipul și asemănarea lui. Pentru că dovada competenței este rezultatul administrativ, exercițiului administrativ 2020-2024 în municipiul Rădăuț. Spuneți-mi în municipiul Rădăuț ceva care, din punctul nostru de vedere, este meritul acestei administrații publice. Dacă nu știți, vă aduc eu aminte. Subliniez din nou. Da. Pierderea finanțării de 1 milion de euro, prin intermediul Fundației Jenny Mandachi la Spitalul Municipal Rădăuț. A fost și o investigație reporter pe acest... Nu știu, dacă puteți să o detaliați, nu știu. Păi la sfârșitul anului 2020, începutul anului 2021, având în vedere că Spitalul Municipal Rădăuț era acel spital performant care a reușit să facă față cu briu acestei pandemii, prin intermediul omului de afaceri la acel moment, Ștefan Mandachi, și prin fundația domniei sale, Jenny Mandachi, să fie pentru municipiul Rădăuț, am obținut de la Ministerul Sănătății, de la Direcția de Sănătate Publică, toate avizele pentru ridicarea unui edificiu care aducea un beneficiu Spitalului Municipal Rădăuț, însemnând o secție nouă, dotată, utilată, care avea în jur de 60 de paturi, care se adăugau structurii existente a Spitalului Municipal Rădăuț și care avea destinație secție infecțioasă destinată acestei patologii. Ce? Prin intermediul Fundației Jenny Mandachi și a altor sponsori, dar în principal Ștefan Mandachi a fost cel care a generat starea, am pornit într-o discuție de la un sprijin însemnând 2 containere, 3 containere, da, 4 containere, până am ajuns la o construcție în toată regula pentru 60 de paturi de aproximativ 600-700 de metri pătrați, care a obținut toate avizele. Primăria Rădăuț, prin primar Loghin, nu trebuia să facă nimic altceva decât să semneze predarea amplasamentului către Fundația Jenny Mandachi pe durata derulării construcției, iar după ce se finaliza construcția, Fundația preda înapoi către primărie. Mai mult decât atât, am luat legătura și cu constructorul care în momentul respectiv se afla în procedură de finalizare a lucrărilor de construcție etaj 5, Spitalul Municipal Rădăuț, care avea toată dirigenția de șantier și toată echipa concentrată la Rădăuț cu tocul Macaral. Acesta a analizat proiectul, evident că trebuia să lucreze să facă o lucrare la comanda fundației. Nu avea Spitalul Municipal nicio treabă și primăria de asemenea. Dar locația era acolo. Da. Primarul nu trebuia decât să semneze. Primarul a refuzat să predea amplasamentul pentru că a afirmat la acel moment și există înregistrările video că el va face un spital mai mare și mai frumos, că s-a consultat el cu cineva și că va obține de la Compania Națională de Investiții fonduri pentru a face un spital mai mare și nu are nevoie el de milionul pe care îl dă Fundația Mandachi. I-au trecut 4 ani de atunci, nici măcar un desen cu crete nu avem. Și nu mai intrăm în discuții ca să nu mai pierdem timpul pe acest subiect. Trebuie să ne întoarcem la subiectele care sunt într-adevăr de interes pentru municipiul Rădăuț, și anume ce se va întâmpla. Domnule director, eu vorbesc ca un om care recunosc și vă spun sincer că
Nu sunt cel mai îndreptățit să spun că stăpânesc codul administrativ sau legislația în domeniu, dar un primar care poate să facă ce vrea el într-o primărie, nu, totuși în oricare instituție, un manager are în spate adjunct, are consilier juridic, are contabil care pune în vizită controlul financiar preventiv. Mă gândesc la o primărie, ai consiliul local care îți dă votul, adică există niște pârghii de control totuși, zic eu. Ca să fiu foarte plastic, locuitorii municipiului Bărădăuț au crezut și l-au investit, acordându-i această șansă primarului în exercițiu. Așa cum știm cu toții, în viață ne mai și înșelăm. Funcțiile de conducere nu sunt pentru toată lumea și dovada că aceste funcții nu sunt pentru toți este recunoscută în literatura noastră de specialitate sub forma proverbelor pe care le avem. Trecând peste acest aspect, este evident că prin majoritatea pe care i-au oferit-o locuitorii din municipiul Rădăuți la nivelul anului 2020 s-a ajuns unde s-a ajuns. Ceea ce însă ne interesează e cu totul altceva. Ce avem noi de recuperat din momentul 2024 înainte. Pentru că scopul pe care îl avem, sau cel puțin scopul pe care îl am eu, este ca, într-adevăr, orașul Rădăuț, municipiul nostru, orașul din care nu am vrut să plec nici la Cluj, nici la Iași, nici la București, locul unde de-a lungul timpului m-a dus soarta, este un oraș care, într-adevăr, trebuie să devină din nou perla Bucovinei. Este orașul dintre mănăstiri, avem acest noroc fabulos că în acest oraș trăiesc rădăuțenii, bucovinenii, care sunt toți o mândrie și sunt recunoscuți ca niște oameni extraordinari. Da, sunt acolo băștinași, adică de gospodari. Da, da. Și nu trebuie să facem altceva decât să ținem pasul cu locuitorii acestui oraș. De aceea spun că ceea ce, dacă locuitorii municipiului Rădăuț nu vor acorda această încredere, lucrurile trebuie să meargă pe trei ramuri. Prima dată trebuie întâi să revenim la normalitate. Asta este pe termen scurt. Ori normalitate este evident că ține de orice primar. Pentru că putem vorbi de proiecte în momentul în care noi suntem salarizați ca locuitorii să aibă condiții. Ori dacă Rădăuțul este un municipiu și dacă tu taxezi locuitorii din Rădăuț la municipiu, păi dă-le și condițiile de municipiu. Și subliniez din nou, în continuare noi avem 46 de kilometri aproximativ care nu sunt asfaltați, e drum de pietriș, și restul de aproximativ 60 de kilometri care sunt asfaltați sunt și aia foarte mulți kilometri din ăștia 60, undeva la vreo 45, care trebuie de refăcut. Toate intrările din municipiul Rădăuț, cu o singură excepție, toate trebuie refăcute, trebuie plombate. Sunt foarte puține străzi din orașul nostru care pot spune că sunt ok din punct de vedere al asfaltului. Ei, în afară de chestiunea cu infrastructura rutieră, da? Păi, pe lângă infrastructura rutieră, parcurile, da? Trotuarele, apa, canalul, încălzirea, termoficarea orașului, da? Apoi, crearea locurilor de muncă. Este evident, orașul este rămas în urmă. Dar pentru a ajunge la dezvoltare, întâi trebuie să ajungem la normalitate. Deci asta e normalitate. Da, normalitatea este să fie tot ok. Ca să trecem la dezvoltarea municipiului, abia după aia putem vorbi de progres. Dar dezvoltare ce înseamnă? Înseamnă că
Avem și mulțumim pentru asta postului primar, colegul meu, Istor Tătar, pentru șoseaua de centură. Dar avem șosea de centură. În interiorul acestei șosele de centură se poate dezvolta municipiul Rădăuț și municipiul Rădăuț trebuie să și municipiul Rădăuț și locuitorii trebuie să fructifice de această oportunitate. Ei, tu ca și conducător de instituții, evident că trebuie să sprijini mediul de afaceri ca să se dezvolte. Dezvoltarea mediului de afaceri generează locuri de muncă. Locurile de muncă și cu cât îi merge mai bine acelui agent economic, îți merge și ție ca primărie indirect mai bine. De ce? Pentru că acea cotă defalcată TVA din tot ceea ce face compania respectivă se reîntoarce la un moment dat în bugetul primăriei. Angajații pe care îi are compania respectivă au salarii. Păi ei cheltuie banii în oraș. De aceea am spus și subliniez și voi susține și în viitoarea campanie electorală că mediul de afaceri din municipiul Rădăuț trebuie sprijinit. Și trebuie sprijinit la fel cum trebuie sprijinit și cei care locuiesc la blocuri. Da? De ce? Pentru că au fost lăsați în uitare. De când? De aproximativ 8 ani de zile s-au dat drumul la programe de investiții, programe din fonduri europene, care vorbesc de reabilitări energetice. Păi municipiul Rădăuț nu a accesat fonduri pe acest aspect. Ei, în momentul de față se bate monedă foarte tare și foarte mult pe această reabilitare energetică prin intermediul energiei verzi. Ori noi ne dorim, la nivel de municipalitate, doar ceea ce spun cei... cunoscut, e polul frigului. Nu cunoscut ceea ce spun cei din Uniunea Europeană, că amprenta pe carbon și energia verde, dar vrem să profităm de acest aspect și prin intermediul participației dintre unitatea administrativ-teritorială reprezentată de primar și asociațiile de proprietari să dăm drumul la aceste proiecte de reabilitare energetică prin energia verde, care nu înseamnă doar panouri fotovoltaice pe fiecare clădire care aparține de municipalitate, ci înseamnă și refacerea fațadelor prin anvelopare în așa manieră încât să avem un termosistem performant care să se simtă în buzunarele locuitorilor din municipiul Rădăuț atunci când vin facturile. Pentru că suntem cunoscuți acum la nivel zonal, ca să nu zic național, că plătim unele dintre cele mai mari prețuri la apă, la căldură și urmează din luna martie, din păcate, și la gunoi. Pentru că, din nou, asta a înțeles municipalitatea, să cedeze și serviciul de salubrizare, care era făcut de către compania, de către servicii comunale, a înțeles să cedeze către o firmă, ca așa s-a cerut de la Suceava, cu motivația că, vezi, Doamne, suntem în fața legislației europene care impune un singur operator la un număr, la un anumit număr de locuitori. În realitate, lucrurile nu sunt chiar așa, iar personal, dacă mai avem timp, avem. Personal îmi doresc ca serviciile comunale să se dezvolte și să devină un jucător important în piață, nu să se închidă cum își doresc alții pentru a lichida terenul, clădirile sau ce își doresc ei să mai lichideze. Pentru că, din punctul meu de vedere, prin intermediul acestei societăți și în cazul în care actuala administrație va pune în genunchi această societate în urmă face 3 luni de zile, dar prin intermediul unei societăți de acest nivel, se pot face lucruri extraordinare. Și dăm exemplu. Da? Am avut stație de asfalt. Am avut-o, mă refer la acest legislativ. Nu mai avem. În 2014, servicii comunale aveau stație de asfalt, stație de beton, gestionau problema cu apa și canalizarea și serviciul de salubrizare. Nu numai de colectare a deșeului, și salubrizarea întregului oraș și spațiile de stoc. Ei, pe vremea domnului primar Proză, aveam și seră, da?
Adică înfrumusețam orașul, orașul Florilor. Da. Da, erau gestionate tot de aceste servicii comunale. Ori în momentul de față, da, 2014, s-a cedat apa, că așa a vrut un primar de dreapta la momentul respectiv și a fost impresionat de promisiunile care le făcea altcineva. Conducerea de dreapta de la județ, că vezi, Doamne, dacă vom intra în ajac prin intermediul acetului la robinetele răducenilor, va curge lapte și miere și da, a avut dreptate, curge lapte, dar curge doar în ceea ce privește prețul la lapte. În realitate știm cu toții care este situația la Brădăuțenii, care este situația și problemele care le avem cu apa. Ei, asta s-a întâmplat în 2014. Iar tu acum, în anul 2022 sau 2023, anul trecut, păi ai cedat, renunț la serviciul de salubrizare, începând cu luna martie, intră în vigoare nouă contract și serviciul de comunare pierd salubrizare. Ori prin această trecere, că vezi, Doamne, nu era bun, deși acest serviciu era singurul serviciu care aducea profit serviciilor comunale, în realitate prețurile vor crește, așa cum au crescut și la Suceava, cu 44%. Pentru că e același operator. Spuneați mai devreme, domnule director, că la nivelul municipiului Rădăuți, pentru un sondaj de opinie, ați văzut că Partidul Național Liberal se situează undeva la un 20% ca și procentaj, și altfel este un procentaj comparabil cu ceea ce este la nivel național, din ceea ce arătau. Da, nu e nimic, da. Nu e spectaculos. Și atunci, partidul care vă reprezintă, Partidul Social Democrat, și bănuiesc că v-ați făcut și dumneavoastră un sondaj pentru dumneavoastră. Așa cum am spus înainte, da. Sunt făcute grupate. Unde, la ora când vorbim, unde se situează? Care este încrederea cetățenilor? În partid și în domnia voastră? Eu aș prefera ca pe acest subiect să mai avem răbdare până pe 10 iunie, când se numără voturile. Până atunci, indiferent ce spun sondajele, degeaba ne facem noi planuri, pentru că dacă ne facem prea multe planuri, s-ar putea ca lucrurile să nu iasă chiar așa. Eu pot să vă spun doar atât. Îmi doresc, cu toată energia pe care o am, cu tot bagajul de cunoștințe pe care l-am și cu toată expertiza pe care am acumulat-o și cu tot ceea ce se poate proba din istoric, adică dacă vrei să vezi ce va face un om în viitor, uită-te să vezi ce a făcut în trecut, subliniez, cu toată energia îmi doresc să refacem Rădăuțul. Îmi doresc și am certitudinea că dacă bunul Dumnezeu va îngădui, avem și certitudinea că acest lucru se va întâmpla după modelul spitalului, adică o altă dovadă nu prea aș putea invedera. Dar până la a spune care este rezultatul, trebuie să mai treacă această perioadă și să avem încredere că data de 10 iunie va schimba lucrurile în principiul de bine. Ori eu nu pot să fiu altfel decât încrezător. Da, îmi place gândirea dumneavoastră, deci nu spune scop până când nu ați gardul. Dar așa cum spuneați mai devreme că în 2020 primarul în exerciu, domnul Login, a câștigat primăria, a câștigat și Consiliul Local, ar fi ca un primar să poată să exerce mandatul așa cum stabilește în proiectul tot lui managerial. Tot a avut la ar trebui ca mandatul care, deci primarul care va fi în următorul mandat, să aibă la fel tot și Consiliul Local. De că altfel, fără avea Consiliul Local, nu prea poți fără Consiliul Local, dacă nu ai majoritate. Nu mai dau un exemplu. Deși sunt încrezător și optimist că cifrele pe care le vom obține pe linele partidului sunt foarte bune, vă dau un exemplu. Și subliniez din nou că funcțiile de conducere nu sunt pentru toți. În momentul când eram manager la spital,
Ministerul Sănătății, teoretic era împotrivit. Casa de Asigurări de Sănătate era împotrivit. Compania Națională de Investiții, o altă coloratură politică. Instituția Prefectului, da? O altă coloratură. Consiliul Județean, o altă coloratură. Cu toate acestea, am preluat un spital cu un buget de 33 de miliarde de lei și am lăsat un spital cu un buget de 131 de milioane 500. În cât timp? În 4 ani. Cum s-au putut întâmpla aceste lucruri? Subliniez din nou. Întâi trebuie să vrei. A doua oară, al doilea element trebuie să știi și al treilea element trebuie să poți. Am vrut, am știut, am putut. Deci asta e cumva vorba oricine. Omul simțește loc. Este evident că oricine își dorește oameni care pot. O propria neputință pe care ridică la nivel de artă actuală administrația municipiului Râmbuț s-a demonstrat în acești 4 ani care s-au scurs. Însă nu putem să fim doar critici și să spunem și lucrurilor bune. Lucrurile bune, ca să le... Chiar asta v-am să spun, chiar nu s-a făcut nimic. Ba da, s-au făcut. S-au asfaltat aproximativ 1,6 km prin contribuție proprie a primăriei Răbuț, 1,6 km. S-a refăcut între linia ferată și Casa de Cultură, s-a refăcut spațiul verde și zona stradală, ca să zicem așa. Nu comentăm acum de percuție dacă sunt bune sau dacă nu sunt bune. Dar e vorba că s-a refăcut și strada arată bine, putem să fim cărcotași. Și mai departe s-au pus în operă proiectele care au fost finanțate și contractate de pe vremea fostului primar, Nistor Tătaru, colegul nostru. Adică la plecarea lui Nistor Tătaru. Nistor Tătaru a lăsat în bugetul primăriei Răbdăuț 10,1 milioane de lei și contracte încheiate pentru asfaltarea la aproximativ 12 km de drumuri prin proiectul fonduri obținute prin Angel Salin. Păi tu să ai banii în cont. Pentru că banii ei stau în cont. Să ai contractele de execuție semnate și tu să ții acele lucrări 2020, 21, 22, 23 și să le dai drumul în 2024 ca să rup gura târgului în anul electoral, cum vi se pare, domnul Vecelor? Pentru că asfaltările care se fac acum în Răbdăuț sunt asfaltările proiectelor care erau lăsate de vechiul primar cu banii bugetați și prinși în buget de vechiul legislativ. Cum vi se pare acest lucru? Da, categoric sunt multe de făcut. Cred că la o primărie sunt de făcut la fel de multe probleme, dacă nu chiar mai multe decât sunt într-o gospodărie, că acolo efectiv mai sunt cei doi care aduc bani în casă, soțul, soția. Aici vin poate mai multe paliere, dacă și găurile sunt mai multe. Dar ce voiam să vă spun? Vreau să faceți parte, de altfel, la fel ca și primarul în exerciu, domnul Login, sunteți din generația tânără. Sunteți oameni din generația tânără și dumneavoastră și dumneavoastră. Cu siguranță că... Eu sunt avocat. El ce este? Că nu știu. Nu știu, este un om de afaceri, vine din mediul privat. Serios? Lăsăm asta la o parte ca să nu intrăm în derizoriu. În momentul în care tu, ca primar, nu ales, angajezi oameni de presă sau maestri ai cuvintelor și angajezi cu contract de muncă la primăria, da, și le plătești salarii interesante și aceștia sunt consilierii tăi care te prezintă pe tine într-o cu totul altă lumină
decât realitatea personajului care ești. Cum mi se pare, domnul general? Cum mi se pare, oare? Sau cum aș putea eu, ca să vin în contrapartidă? Cum ar fi? În cazul în care, bunul Dumnezeu va avea și locuitorii din municipiul de să ajungă pe care. Oare cum ar fi? Ca eu să mă înconjor de oameni de presă, oameni care să știe cum să mă pozeze, pentru că asta a făcut timp de 3 ani de zile, s-a tras în poze, cu umbreluțe sau fără umbreluțe. Să ne tragem în poze, să apărăm în cadre, să rupem social media. Și mai mult decât atât, după ce ai deja 3 pe care îi plătești și au denumirea de consilieri în cadrul primăriei, să-ți mai cumperi și televiziunea locală ca să se plimbe aia după tine și să te urce în slăbi. Când tu, în realitate, apă, canal, străzi, căldură, ca să prezinte o cu totul și o cu totul altă realitate decât realitatea lumii în care noi trăim. Cum vi se pare acest lucru? Asta se întâmplă în rând. Și eu cred că acest lucru se va simți la vot, pentru că lumea a început să conștientizeze că parcurile într-adevăr au rămas așa cum erau 4 ani. Trotuarele au rămas în starea în care erau acum 4 ani. Drumurile principale au rămas așa cum erau acum 4 ani, dar era bine dacă ne opream aici. Dar ceea ce era bun și funcționa în Rădăuți, după chipul și asemănarea lui, a înțeles să distrugă. Bucățica aia de centru vechi pe care o aveam în Rădăuți, de 70 de metri lungime, a fost spartă pentru a facilita un anumit personaj care beneficia de Doamne dacă strada respectivă ajungea din nou stradă și nu era pietonal. Un anumit personaj al cărui socru are hotel acolo și care de altfel a și afirmat că i-au crescut veniturile, că le-a trecut pe declarația de avere la primărie cu 300% după ce primarul sparge pietonala și o redă din nou circulație. După ce tu, ca primar, da, nu lăsai lucrurile așa, da? La spital, am spus că era management defectuos. Bă, dar la servicii comunale nu s-a întâmplat niciodată în 30 de ani de zile să rămână rădăuțenii fără căldură. Niciodată în 30 de ani. Că au rămas fără căldură aproximativ toată iarna de 3 ori s-a spart. Dar îmi aduc aminte că plângea lumea. Era Crăciunul, oamenii stăteau în frig și nu numai în apartament, în cele 6400 de apartamente aproximativ, și în școli, și în grădinițe, și în licee. Și tu să continui ideea ta că ceea ce faci tu este bun și să pozezi în ăla care ai făcut lucruri extraordinare și să afirmi peste tot că tu ai eliminat mafia din Rădăuți. Asta este ceea ce se afirmă. Dar, subliniez, lumea cred că nu poate fi păcălită în halul ăsta la nivelul 2024. El se uzitează acum la nivel nu național, mondial, domnule director, și vedeți foarte bine. Se uzitează ca informațiile care sunt date pe canalele de mass media să fie informații trunchiate sau exagerate sau făcut zoom pe anumit aspect care să-l scoți în față mai mult sau mai puțin. Dar voiam să vă întreb altceva și voiam să vă spun tocmai începusem ideea că faceți parte din categoria oamenilor tineri, oamenilor politici tineri, sunteți în puterea vârstei, la fel ca și primarul în funcție. Cu siguranță cred că v-ați creionat în mintea dureasă, dacă nu chiar a spus pe hârtie, lista oamenilor care să vă stea alături în Consiliul Local. De ce palier sunt? Gândindu-ne și ca profesie, și ca vârstă, și ca experiență. Pentru că, în fond, ca să fim corecți, așa orice om trebuie să realizeze că nu le poate ști pe toate. La fel și un primar nu le poate ști pe toate și are nevoie de consilieri de calitate
și a lui personal, dar și în consiliul local, pentru că în fond dacă spui că ești consilier, înseamnă că tu vii acolo cu sprijin către consilier personal sau consilier de imagine sau purtător de fotografii sau om care să stea cu camera după mine, asta vă spun de pe acum că nu voi. Perfect. Atunci consilierii care vor fi în consiliul local, cum v-ați gândit să fie, ca să fie într-adevăr oameni, nu numai ca să ia indemnizația, care să fie? Nu spun acum. Eu niciodată, de lungul existenței mele, nu am avut nevoie de oameni care să fie de acord cu mine. N-am nevoie de nu-ți dați yes man. N-am nevoie de yes man. Am nevoie de o echipă cu care să mă sfătuiesc, care să contrazică cu argument în cazul în care ceea ce gândesc eu nu e ok. Pentru că trebuie să facem diferența între totalitarismul care se află în momentul de față, mai exact, alinierea la gândirea primarului. Nu. Primarul trebuie să se alinieze, nu neapărat la gândirea consilierilor, ci la gândirea orașului. De aceea îmi doresc foarte tare, la nivelul primăriei municipiului Rădăuți, să existe un for consultativ din oameni, format din oameni care au demonstrat de-a lungul existenței lor că pot gestiona un business, o comunitate, o mână de oameni. În municipiul Rădăuți, așa cum știți, și așa cum am subliniat anterior, sunt foarte multe exemple de acest fel. Dar îmi doresc și oamenii se știu în momentul de față, pentru că am purtat aceste discuții cu domniile lor, îmi doresc ca acest lucru să se întâmple la mod real. Trebuie, în cazul în care avem o decizie importantă la nivel de municipiu Rădăuți, trebuie să te sfătuiești cu locuitorii și să nu faci lucrurile astea după capul tău, pentru că există marea posibilitate să primești idei mai bune. Revenind la echipa cu care Partidul Social Democrat va câștiga alegerile la Rădăuți, vă asigur că această echipă este formată din oameni care au demonstrat, iar oamenii aceștia vor ocupa aceste funcții pe principiul meritocrației. Iar la nivelul organizației municipale PSD Rădăuți, nu există o listă care să fie formată astăzi, pentru că vorbim de peste 100 de oameni care sunt în organizație și care își manifestă interesul prin energia, abnegația și implicarea pe care o au la nivelul organizației. Este evident că oricine dintre aceste persoane poate să aibă calitatea, un loc pe listă. Poate să aibă calitatea de consilier local. Așa cum le-am spus colegilor mei, spun în momentul de față și pentru o întreagă lume, și acest lucru rămâne mărturie, că cu câteva zile înainte de depunerea listelor, la nivelul organizației municipale, se va face această selecție pe baza meritocrației, nu pe altceva. Deci încercăm că aliniem Muncii Rădăuți la ceea ce este acum în cea mai democratică țară, în Statele Unite, cum se fac alegerile în partid. Pentru că se știe deja că am fost în aproximativ toate zonele orașului și le-am spus locuitorilor acelor zone. Pentru că din fiecare zonă există câte unul, câte doi, câte trei oameni care sunt deja în echipa PSD-ului. Da. Și vă dau cuticul de exemplu, da? Toloaca de Sus. E o zonă din municipiul Rădăuți, formată din oameni extraordinari, muncitori, unde sunt crescători de animale. Și profit de acest aspect. Îmi doresc ca orice business să se dezvolte inclusiv pe această linie, da? Pe creșterea animalului. Dar acelor oameni care au fost în jur de 30-40 ani între mine, le-am zis, voi ați vrea, aș vrea să decideți cine va fi reprezentantul vostru acestei comunități. Nu eu în calitate de președinte de organizație de CIV, ci voi de CIV. Ori acest lucru l-am adus la cunoștință și colegilor mei,
bineînțeles, comunității din care fiecare provine. Domnule director, vă mărturisesc că fiind prima dată când ați venit la noi la radio, chiar mă gândeam că sunt subiecte într-adevăr arzătoare, dar noi ne-am cunoscut pe linie profesională, nu știam că dumneavoastră aveți cuvintele la dumneavoastră și cred că cuvintele acestea sunt cuvinte care au și suport material în spate, cu siguranță că altfel nu ar putea să fie spuse. Și timpul a zburat foarte repede cu domnia voastră și nu pot decât să vă mulțumesc că a dat curs invitației noastre. La final v-aș ruga un cuvânt pentru cei care ne văd și ne ascultă. Tuturor celor care urmăresc sau care vor urmări această transmisiune, îmi doresc să fie încrezători, nu doar în forțele proprii, ci în bunul Dumnezeu, pentru că El este Cel care le orânduiește pe toate. Și vă mai rog, de asemenea, să nu fiți niciodată răzbunători, pentru că răzbunarea nu ajută la nimic. Și cu asta punctez și o altă neliniște pe care o aveau alții, poate. Municipiul Rădăuț nu mai are timp de vendete și răzbunări, pentru că rădăuțenii nu mai s-au săturat să aștepte. Așa că, cu încredere și cu Doamne ajută înainte. Iar doamnelor și domnișoarelor, în avanpremieră, pentru că astăzi este 7 martie, le urez de pe acum un 8 martie cât mai frumos, la mulți ani, prețuire și considerație. Domnule director, vă mulțumesc pentru cuvinte, apreciez cuvintele dumneavoastră. Dați-mi voie să închei și eu să spun la mulți ani pentru mâine femeilor din viața noastră, tuturor femeilor din viața noastră, că sunt bunicile, mamele, soțiile, iubitele, fetele noastre, nurorile noastre, tot ceea ce este colegele noastre, că avem o colegă foarte frumoasă la pupitru tehnic al nostru, să le mulțumim tuturor, iar pentru toți să nu uităm să ne iubim țara, pentru că patria și părinții nu se vorbesc niciodată de rău. Doamne ajută, sănătate și toate ce vor.